interviu publicat ieri în paginile cotidianului spaniol El País. El a negat că ar fi primit din partea fostului dictator român misiuni, dar nici nu precizează motivele vizitelor făcute în România. Arestat în 1994, Carlos a fost condamnat 3 ani mai târziu de justiția franceză la închisoare pe viață. Asasinatele politice și atentatele precum cel din 1981 de la postul de radio Europa Liberă au fost opera securității române, susține teroristul de origine venezueleană. În viziunea sa, Nicolae Ceaușescu nu era inteligent, dar era un patriot, declară Carlos, care afirmă că a fost foarte bine tratat în România. Spusele sale sunt contrazise de declarațiile făcute cu 5 ani în urmă de fostul general de securitate Nicolae Pleșiță, care a precizat că teroristul a fost angajat de Ceaușescu tocmai pentru a comite asasinate politice, printre rețintele vizate fiind generalul Mihai Pacep, a fugit în Statele Unite. Deoarece Carlos i-ar fi spus că nu mai poate opera în siguranță în Occident, s-a renunțat la serviciile sale. Pacepa, care jucase rolul de intermediar între Arafat și Ceaușescu, l-ar fi cunoscut pe Carlos în perioada în care acesta era aghiotantul liderului palestinian. Ceaușescu a refuzat să-l cunoască personal pe Carlos și l-a angajat la recomandarea lui Yasser Arafat, a mai subliniat Pleșiță. Carlos era foarte docil și a fost folosit ca un simplu instrument, atât de Arafat cât și de Ceaușescu.